vedem câteva videouri cu Yamaha TT50. Să vedeți cam pe unde m-a purtat. Chiar am zis după urcarea asta că gata, adio motor, trebuie schimba setul. Dar, culme, nu a fost nimic. Dar gata, aici a pierdut aderența și cam până aici a fost. Uitați aici ce frumos este. Este pe o creastă unde și în stânga și în dreapta este vale. Foarte frumos, chiar mi-a plăcut foarte mult. Și uitați aici priveliște, am avut noroc că am ajuns chiar aproape de Asfințit, este o priveliște, zic eu, minunată. Aici am pierdut aderența. Pământul este foarte moale, foarte ciudat. Era moale, era abia stătea în picioare. O să vedeți cam cât de rău este. E să nu faceți greșeala asta, să vă băgați pe unde curge apa. Mai ales după o perioadă în care a fost destul de ploios. Se poate și auzi cum atunci când bag mâna mai tare în gaz, pierde aderența, se turează în gol și e foarte dificil să urc. Uitați, iarăși o căzătură. Uitați cam ce era, ca să vă faceți o idee, cam ce era pe jos. Am spus, abia stătea în picioare să lipea, era ceva foarte, foarte iurea. Să trecem și la ceva mai plăcut. Uitați-vă aici ce peisaj. Foarte frumos. Este pe undeva pe la Voineasa. Chiar foarte, foarte frumos. Și după cum observați, tot cu Mobra de 50 am urcat și aici. Aici la fel, peisaj foarte frumos. Un drum forestier destul de dificil, să zicem, cu multe pietre și așa, dar am reușit să urcăm. Zâmbește! Dubla 1! Coborârea!
Și sperăm să urcăm pe acolo, pe sus, pe acele drumuri. Sperăm, acum să vedem unde ajungem. Baftă! Da. Și te-ai găsit să te oprești. Aula. Ce părere ai? Da. Da. Și te uiți pe map. Uite-te pe map. Ai văzut o săgeată pe jos? N-ai văzut? Verde fosforescent. Și în față nici aia nu vezi albastră din fața ta? Oricum acum nu mai contează că am ajuns. Ăsta e de la apă, știi, nu? Aluviunile. Ăsta e de motocross. Mai spun că am mers cu ea chiar și pe un circuit de motocross. Și s-a descurcat destul de bine. Eu nu prea m-am descurcat. Nu, motocrossul... Și pe aici.
Acolo a fost și prima săritură, de fapt, prima oară când m-am desprins de la sol. Și bineînțeles că am vrut să repetăm, să vedem și filmarea. Cât? Cea mai tare. Ar mai fi multe de arătat, dar nu vreau să vă plictisesc. Am foarte multe amintiri cu această motocicletă. Sper ca și cu cea nouă să am la fel de multe. Oricum o să vă țin la curent, o să postam cam tot ce este mai interesant și așa. În continuare vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumim că ne sunteți alături, vă mulțumim pentru mesaje. Orice sugestii, orice mesaje sunt binevenite, o să încercăm să ținem cont de toate. Și nu uitați să dați like și abonare la canalul nostru, ne ajută foarte mult ca să știm cam în ce direcție să ne îndreptăm, să fim pe placul vostru. Vă mulțumim!